I-a fost luată casa în care s-a născut, apoi a trăit 10 ani în chirie, într-un apartament cu două camere, cu toți membrii din familie. Iar acum visul pe care l-a avut o viață întreagă s-a îndeplinit și a cumpărat propria casă. Primul interviu cu Simona Tărașcă din noua ei locuință, chiar acum. Mulțumesc mult de tot că ne-ai primit la tine acasă, pentru prima dată. Da, este primul interviu pe care îl dau din casa mea. Și primul Crăciun în casa ta. Și primul Crăciun în casa mea. Asta, da. Vorbești așa cu emoție, nu ești la fel de energică cum te știm noi. Acasă sunt cu minte, Deni. Am înțeles. Nu sunt pe traseu, mă manifest eu pe afară. Ei bine, dacă tot vorbeam despre primul Crăciun, primul interviu la tine acasă, anul ăsta a venit cu surprize pentru tine. A fost un an foarte bun. Este anul în care ai reușit să-ți cumperi casă. Am reușit de anul trecut, dar nu-mi place să vorbesc despre treaba asta. Am observat că oamenii nu se bucură în general și, nu știu, atrag așa o energie negativă din partea lor și nu-mi doresc această treabă. Adică cu timpul am ajuns să cred chestia asta. Îmi place să-mi fac lucrurile în liniște, să-mi văd de viața mea, să mă bucur de tot ce am. Nu simt neapărat nevoia să mă laud sau să... Bine, nici nu este o laudă. Cred că orice om ar fi bine și Doamne ajută să aibă casa lui. Ei bine, pentru tine este cu atât mai important cu cât în copilărie, casa copilăriei tale, da. Ai pierdut-o la un moment dat, după care tu ai devenit stâlpul familiei și a trebuit să ai grijă tot timpul ca ai tăi să aibă unde să stea și să plătești chiria an la rând. Da, a fost foarte greu, am făcut un șoc foarte mare, dacă vă aduceți aminte de o perioadă foarte nefericită din viața mea, bine acumulat și cu fratele meu care era bolnav, încă nu murise, atunci când am pierdut casa, am ajuns la spitalul de psihiatrie. Am făcut un șoc foarte mare, pentru că, na, îți dai seama, m-am născut în centrul Bucureștiului. Pe Calea Victoriei. Pe Calea Victoriei, într-o zonă extraordinar de frumoasă și acum îmi este sufletul acolo, dacă trec pe acolo plâng. Aveam un etaj întreg, era o casă foarte mare, unde m-am născut, am copilărit și după 31 de ani, cam așa, am primit un șoc pentru că ne-a fost luată casa și cu retrocedările, știi, ne-am luptat pentru ea foarte mulți ani, dar am pierdut. După aceea ți-ai luat familia, a trebuit să ai grijă de asta, ai grijă unde să le oferi o locuință, pentru că tu ai avut tot timpul grijă de ei tăi. Că nu știe nimeni treaba asta, după ce am pierdut casa, am închiriat un apartament, era destul de micuț și am stat acolo o claie peste grămadă, eu apăream în fiecare zi la televizor, toată lumea credea că viața mea este roz, dar viața mea nu era deloc roz în perioada aia. Am stat foarte, foarte mulți ani în chirie. Mi-am strâns bani, ușor. M-a ajutat și bunica mea, Dumnezeu să o ierte, adică ce a avut ea strâns o viață, pentru că ea a și locuit la mine în ultimul an de viață și, bine, și înainte am avut grijă de familia mea și a vrut ea să îmi facă mie cadoul acesta. Și cu ce am mai pus și eu și la un moment dat am reușit și da, mi-am luat un apartament. Mai mare decât îl visam. Cum s-a întâmplat? A fost foarte ciudat. Căutam un apartament cu 2-3 camere. Am zis, Doamne, să mă ajuți să am și eu camera mea. Mama oricum avea camera ei unde stăteam înainte de acest apartament. Dar nu aveam sufragerie și am suferit foarte mult că îmi doream și eu să am sufragerie și bine, mai visam și la dressing, îți dai seama, ca orice femeie, dar am zis măcar sufragerie să am. Și până la urmă când am ajuns aici, era totul gri, era blocul în construcție, am făcut un pas în acest apartament și mi-au dat lacrimile instant, mi s-a făcut așa toată pielea ca de găină pe mine. Și am simțit că aici este casa mea,
Apartamentul are 4 camere, am și dressing. Dar cum ai fost de acord să vii să vizionezi un apartament de 4 camere când tu te gândeai la maxim 3? Da, pentru că căutam, presupun că și bugetul a fost mai mare. Da, căutam un bloc cu 2-3 camere. Și nu știu, ți-am spus, eu trebuia să mai vizionez niște apartamente. Așa s-a întâmplat. Deci crede-mă, când am intrat aici, gata. Acesta a fost primul? Nu, am mai fost în alte locuri, dar am rămas foarte dezamăgită și pentru că prețurile sunt foarte mari și erau foarte mari și eu voiam ceva cât mai aproape de centru, unde m-am născut eu, ceea ce este... Imposibil cumva. Pentru mine, da, imposibil cumva și am ajuns aici, nu știu, prin multe întâmplări. Cum a fost prima noapte în casa ta? Prima noapte în care te-ai liniștit după mai bine de 10 ani? Da. Și ai spus, de mâine nu trebuie să mai plătesc chirie, stau în casa mea. De nici știi cum am mutat aici, nu sunt genul de persoană care am așteptat să fie totul gata și să mă mut aici. Nu, când m-am mutat aici... Plus că nici nu mai era relevant să stai cu chirie dacă aveai casa ta, chiar dacă nu era... Am zis așa, mut și pe saltea, dar să fiu în casa mea. Adică cum am putut să mă mut, m-am mutat cu ce am avut, cu ce a fost și după încet, încet mi-am mobilat, mi-am mai cumpărat câte ceva prin casă, încă vreau să mai schimb chestii,